Este primul referendum organizat în România după reducerea pragului electoral pentru validare de la 50 la 30%. Ultima consultare populară a avut loc în 2012 la referendumul pentru demiterea președintelui României. Cea mai mare prezență la vot a fost înregistrată însă în 1991 la primul referendum organizat după Revoluția din 89. Despre prezența la consultările populare organizate în ultimii 27 de ani ne vorbește chiar acum colega mea Xenia Croitoru. Xenia, bună dimineața! Cum a fost în acești 27 de ani? S-au înghesuit românii să voteze la referendum? Bun găsit tuturor! Astăzi este cea de-a șaptea consultare publică, atât astăzi cât și mâine, pentru că acest referendum durează două zile, referendumul pentru revizuirea Constituției. În ceea ce privește întrebarea pe care mi-ai adresat-o, e bine, cea mai ridicată prezență la vot pentru referendum a fost înregistrată în 1991, dar și în 2003. La ambele referendumuri au fost votate modificările Constituției. În 1991 am avut parte de o prezență de 67% din totalul românilor cu drept de vot, în timp ce în 2003 55,7% au fost prezenți la urne. Așadar, cele două referendumuri au fost validate. Au mai fost referendumuri și în 2007, atunci când am avut o premieră la acest capitol, pentru că a fost vorba despre două referendumuri. Un referendum pentru demiterea președintelui României și încă un referendum pentru votul uninominal. Ei bine, niciunul dintre cele două referendumuri de la acel moment nu au fost validate, întrucât nu a fost înregistrat acel prag de 50% plus 1, cât era nevoie ca să treacă acel referendum și să fie validat. Au mai fost referendumuri și în 2009, un referendum pentru un parlament unicameral și pentru reducerea numărului de parlamentari, dar și în 2012, când la acel referendum s-a înregistrat o prezență de 46,24%, a fost un referendum pentru demiterea președintelui, care nu a fost validat. Mulțumesc!